Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Scandal la Bolboș, tânăr lovit cu parul în cap de un șofer de autobuz. Cresc salariile și pensiile. Argi în Balcanii pentru Alina Eremia. Un bărbat de 49 de ani din comuna Bolboș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a bătut un tânăr lovindu-l cu un par în cap. Victima a fost transportată la spital. Potrivit IPJ Gorj, scandalul între cei doi a izbucnit în urma unui conflict spontan. Cei doi s-au întâlnit într-un autobuz, agresorul fiind chiar conducătorul vehiculului, care după ce l-a lovit pe tânărul de 20 de ani și-a continuat liniștit cursa. La data de 4 septembrie anul curent, polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați spre apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un tânăr de 20 de ani din comuna Bolboș a fost lovit de către conducătorul unui autobuz în urma unei altercații. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că tânărul ar fi fost lovit în zona capului cu un obiect contundent în urma unui conflict spontan de către un bărbat de 49 de ani din comuna Bolboș, după care acesta din urmă a plecat cu autobuzul continuându-și cursa. Tânărul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În urma probatorului administrat, la data de 5 septembrie anul curent, bărbatul de 49 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetele sunt continuate de polițiști în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului, sub supravegherea unității de parchet competente. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului sub supravegherea unității de parchet competente. Polițiștii au prins la volan un șofer care conducea fără carnet într-o mașină neînmatriculată. Tânărul de 28 de ani s-a ales cu dosar penal. Mai mult, cel în cauză transporta material lemnos fără să dețină documente de proveniență. Tânărul a fost depistat pe un drum din Coșmărești. La data de 4 septembrie anul curent, polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au depistat în trafic un bărbat de 28 de ani din comuna Slivilești, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 673 Coșmărești, care nu avea aplicate plăcuțele de înmatriculare. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus avea plăcuțele de înmatriculare retrase. Totodată, bărbatul transporta material lemnos fără să dețină documente de proveniență. Bărbatul a fost sancționat contravențional conform legii 171 din 2010, iar materialul lemnos a fost confiscat și lăsat în custodia unui reprezentant silvic. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. O stână din județul Dolj a fost atacată de șacali. În total, animalele sălbatice au ucis 20 de oi și capre. Incidentul s-a produs la stâna unui localnic din comuna Gighera. Proprietarul a fost cel care a sesizat autoritățile. La fața locului s-au deplasat reprezentanții prefecturii Dolj, precum și un medic veterinar care a prelevat probe pentru a stabili dacă șacalii erau purtători ai vreunei boli. Mai apoi, toate cadavrele animalelor au fost îngropate. Din primele informații, 20 de oi și capre au fost omorâte în urma atacului, iar alte animale au fost rănite. În cauza a fost întrunită o comisie de specialitate care va evalua pagubele. O persoană a ajuns la spital în urma unui accident produs astăzi în localitatea Bărbătești din județul Vâlcea. Potrivit IPJ Vâlcea, în eveniment au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, conducătorul uneia dintre autoturisme a fost rănit și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Este vorba despre un bărbat de 25 de ani din Bărbătești. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Totodată, cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Un tir s-a răsturnat pe marginea drumului național DN6 din județul Mehedinți. Accidentul s-a produs în această dimineață. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin cu autospecială de stingere cu modul de descarcerare. La sosirea salvatorilor, conducătorul autotrenului se autoevacuase. Acesta a fost evaluat de către echipajul SAJ, însă a refuzat transportul la spital. Întrucât existau scurgeri de carburant, pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Salariile cresc de la 1 octombrie 2023. Românii vor primi în plus în mână 93 de lei pentru că 207 lei vor merge către stat pe taxe.
Salariul minim ar putea crește din nou în ianuarie 2024. Dacă trendul de majorare al salariului minim brut se va păstra și în ianuarie, atunci va ajunge la 3.750 de lei, iar netul la 2.231 de lei. Această creștere înseamnă un plus de 333 de lei pentru salariat și 417 lei în plus în buzunarul statului. În ceea ce privește voucherele de vacanță și tichetele de masă, acestea vor fi taxate cu 10%, atât cât sunt contribuțiile la sănătate. Salariul minim în construcții va fi în octombrie 4.500 de lei, însă se elimină neimpozitarea celor 200 de lei din salariul minim. Guvernanții au hotărât și creșterea pensiilor pentru români începând cu 1 ianuarie 2024. Sunt în discuție două variante. Fie vor fi indexate cu rata inflației, fie vor fi calculate diferit, în conformitate cu noua lege a pensiilor. A început admiterea la UCB Târgu Jiu. Este vorba despre sesiunea de toamnă. 750 de locuri au fost ocupate în vară la licență și aproape 300 de locuri la masterat. Rectorul Luminița Popescu a declarat că peste 500 de locuri, majoritatea cu taxă, sunt disponibile la UCB. În această sesiune, locuri bugetate nu mai sunt. Sunt foarte puține locuri bugetate și sunt cu destinație specială. Sunt locuri pentru etnia romă sau locuri pentru copii care provin din centre de plasament sau pentru copii care vin din mediul rural. Însă, în condițiile în care pe aceste locuri nu vom avea candidați, ele vor fi transformate în locuri pentru copiii care vin și se înscriu și nu aparțin categoriilor pe care le-am menționat mai devreme. Pe general, pe licență mai avem circa 300 de locuri, dar cele mai multe sunt cu taxă, iar pe master în jur de 250 de locuri, toate cu taxă. Celelalte s-au ocupat încă din sesiunea de vară. Există și noutăți la instituția de învățământ din Târgu Jiu. Este primul an în care noi organizăm anul pregătitor pentru învățarea limbii române ca o limbă străină și avem 50 de locuri acreditate atunci când am acreditat acest program. L-am acreditat cu 50 de locuri. Pentru aceste 50 de locuri am avut peste 200 de aplicanți în sesiunea de vară. Acum am reluat sesiunea de toamnă, dar am reluat sesiunea de toamnă pentru doar 3 locuri, pentru că am avut peste 200 de aplicanți, cum spuneam mai devreme. Cei mai mulți sunt din spațiul Maroc, pe primul loc, peste 90%, urmați de Tunisia, Bangladesh, Siria și Pakistan. Studenții străini pot fi cazați la campusul din Debarcader, unde există 70 de locuri, și la căminul de la liceul numărul 4, unde sunt 75 de locuri. Angajații complexului energetic Oltenia care au probleme medicale vor beneficia de sprijin. Și în luna septembrie este programată o ședință a comisiei dintre sindicate și administrație. Vor fi abordate mai multe probleme de interes pentru angajați. Prioritatea are însă acordarea de ajutoare medicale pentru salariații cu probleme. Sunt sute de mineri și energeticieni care sunt bolnavi. Unii suferă de boli foarte grave și au nevoie de operații sau de tratamente medicale costisitoare. Toate subunitățile din complexul energetic Oltenia vor beneficia de produse și materiale sanitare. În acest sens, administrația complexului energetic Oltenia a aprobat achiziția de truse sanitare și de kituri pentru truse sanitare. Vor fi achiziționate 29 de truse medicale de prim ajutor și 354 de kituri pentru truse medicale de prim ajutor. Bugetul total pentru cumpărarea echipamentelor medicale este de peste 25.000 de lei. Produsele vor ajunge la cele 10 cariere miniere, în cele 4 termocentrale de la Turceni, Rovinar, Chișcan și Șalnița, la LCFU Motru, Uprum Rovinar și la sediul CEO. Nu toate statele europene renunță la energia pe bază de cărbune. În momentul de față, una din cele mai puternice țări din UE pare că se abate de la programul de decarbonare. Astfel va renunța la încă o fermă uriașă de eoliene. În locul centralelor eoliene vor fi amenajate cariere pe lignit. Cărbunele va ajunge la termocentrale pentru a produce energie electrică. Spre deosebire de Germania, țara noastră a accelerat în ultimii ani procesul de închidere a termocentralelor pe bază de cărbune și în special a grupurilor energetice de la complexul energetic Oltenia. Lucrările la sala de sport din comuna Dănești sunt tot mai aproape de final, spune primarul Mădălin Paliță. Este vorba despre o sală de sport cu tribune de 180 de locuri. Lucrarea beneficiază de finanțare din partea Companiei Naționale de Investiții. Sala de sport va fi situată în spatele școlii din satul Barza. În cel mai scurt timp posibil vom primi, vom face recepția acestei săli de sport
și vom face și o inaugurare așa cum se cuvine. Nu vă ascund faptul că îmi doresc să fac și eu capele mortoare, să intrăm într-un în secolul în care suntem, să intrăm în normalitatea secolului în care aveți suntem. Aveți alte nu priorități. Sunt priorități. Da. Finalizăm ce... Nu trebuie să mă apuc de toate, că nu o să mai am bani cu care să mă țin și la... Și nu vezi reușit să le duceți în timpul da, e păcat. Poate au termene. Pe PNRR trebuie să termin până în 2024, maxim 2026, da? Cu prelungire 2026. Pe AFM iar la fel trebuie să termin repede. Pe Angel Salini... Fondurile europene sunt fonduri europene. Au termene clare, au interdicții... Au o rigoare... Primăria Comunei Vâlcene-Scundu va achiziționa un tractor pentru efectuarea lucrărilor. Investiția se ridică la aproximativ 70.000 de euro. Este vorba despre un tractor cu motor cu 4 cilindri, remorcă și tăietor de crenci. Primarul Comunei Scundu, Mihai Blejan, a reușit să obțină finanțare printr-un proiect promovat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Sursa de finanțare este Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, iar valoarea estimată a achiziției este 330.000 de lei fără TVA. Astăzi este ultima zi în care se pot înscrie participanți la licitație. Din ce știu, vineri după amiază era o singură societate care s-a înscris. Vedem la finalul zilei cine se mai înscrie și să urmăm procedurile licitației. Investiția este făcută prin CAL, 70.000 de euro, valoare de 70.000 de euro, unde ne-a focusat pe un pachet de un tractor, o tocătoare de vegetație, iarbă și crengi și o remorcă. Mai am un bulldozer excavator care nu face față și nu e dotat ce trebuie. Am o tocătoare de iarbă, dar o folosesc pe drumul județean, în mare parte, pe marginea drumului, pe lângă asfalt și, na, mă întrebă, mai ales pentru drumurile comunale Sătești, am nevoie de acest tractor cu tocătoarea aceea specială. Alina Eremia a luat argintul cu echipa României la Balcaniada din Macedonia. Competiția s-a desfășurat la Bitola în perioada 1-3 septembrie. Sportiva cu dublă legitimare, CSM Târgu Jiu, CS Pandur, este pregătită de antrenorul emerit Ion Bură. Alina Eremia a reușit această performanță alături de Liliana Dragomir, legitimată la CSM Caransebe și CSU Arad. Atleta care reprezintă Gorjul a alergat cei 21 de kilometri într-o oră și 24 de minute. A fost o cursă grea, dificilă. Am alergat împotriva unor atlete puternice din Macedonia, Bulgaria sau Albania. A fost greu, dar am reușit să urcăm pe podium. Aș putea spune că din punct de vedere sportiv a fost și o experiență frumoasă. Această cursă pentru mine este o motivație mai mare de a merge mai departe, de a mă pregăti cât se poate de bine pentru ceea ce urmează, a declarat Alina pentru csmtârgujiu.ro. Campionatul național de alergare montană de la mijlocul lunii septembrie, competiție care se va desfășura la Câmpul Lung Moldovenesc, este următoarea întrecere la care va lua parte sportiva. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.